Bună ziua, dragi telespectatori, bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Cerasela Libe, gazda dumneavoastră. Astăzi ne reîntâlnim cu Xenia Marc, psiholog și scriitor, o prietenă a postului TV Cluj AM, care astăzi ne va împărtăși din experiența acumulată în ultima perioadă de când nu ne-am văzut. Și această experiență se va referi și la ceea ce înseamnă activitatea de psiholog, dar și vor fi și referiri la ceea ce înseamnă activitatea de scriitor, de om care folosește metafora în diverse moduri. Da. Xenia, nu ne-am revăzut de multă vreme, de la lansarea cărții. Cum te prezinți? Da. Cum te prezinți că nu te mai cunoști? Hai să vedem cum ne prezentăm când ne cunoaștem deja și când psihoterapia te-a solicitat din plin în ultima vreme. Așa. Aș vrea să vorbim puțin despre particularitățile cazurilor care au fost mai frecvent întâlnite în sutele tale de ore de terapie. Mulțumesc că m-ai chemat din nou. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vorbesc cu tine. Într-adevăr, de la, pot să zic, în 2021 și în continuare și în anul ăsta, au fost destul de multe persoane care m-au contactat. Ce mă bucură este că am văzut plaja de vârstă și vorbim despre 22-30-35 și mă bucur super mult că văd că la vârsta asta începe să fie conștientizarea tot mai prezentă asupra faptului că, ok, parcă am deja niște pattern-uri care se tot repetă și ceva nu-i bine, nu este numai o coincidență. Trebuie să recunosc că și eu m-am uitat un pic să văd cam care este categoria, care este area pe care tot lucrez cu ei și la majoritate, era mai bine de jumătate, foarte mult lucrăm pe bagajul cu care vin din spate, din zona de copilărie, din atașament, din primele relații pe care le-au avut de atașament, fie că vorbim de relațiile cu părinții, cu bunicii, cu frați sau surori sau primele relații amoroase care au cauzat anumite credințe personale pe care acum doar le replică în prezent și își dau seama cât de mult îi blochează la avansa și până să discutăm și să le explic de fapt cum se văd acele credințe pe care le au despre ei în prezent, nu puteau să pună degetul pe probleme exact. Știau că ceva nu-i bine, nu își dau seama ce. Și o schimbare foarte mare care se întâmplă într-un timp foarte scurt. Vorbim de la 2-3 luni până la 8 luni, dar este o schimbare radicală. Deci majoritatea, ca să răspund, da, sunt cei care vin cu probleme pe scheme. Pe scheme, pe traume emoționale, nu severe, da, dar care se simt în viața de adult. Aici încep să se vadă tot mai tare. E foarte importantă această conștientizare a unei disfuncționalități care poate fi corectată. Așa. Și dacă tot vorbeai de relații și de faptul că acestea marchează un anumit parcurs până la un moment dat când dorești să faci schimbări, cât de semnificativă e relația cu terapeutul? E foarte importantă. Asta spun în continuu persoanelor care nu fac terapie, care sunt din același domeniu cu noi. Relația cu pacientul reprezintă 70% din succesul terapiei. 30% reprezintă tehnicile, modul în care aplici diferite tehnici de terapie, abordarea, dar 70% o constă relația. Și când vorbesc despre relație, vorbesc despre spațiul acela în care eu pot să mă simt înțeles și în siguranță. Un spațiu unde simt că ești în echipa mea, un spațiu unde simt că mă asculți, că nu mă judeci, că nu ești superior mie și în care simt că îmi înțelegi limbajul și eu pe al tău. E foarte, foarte important. Se și simte de momentul în care se întâmplă declicul în relație. De la poziția corpului, la emoțiile pe care le simte, anxietatea pe care o are, atitudinea pe care o are față de tine ca terapeut în timpul ședinței, momentul în care se întâmplă declicul și are loc încrederea, crește încrederea,
De atunci încep, de fapt, terapia. De atunci se și văd primele rezultate. Din momentul în care începi să aibă încredere în tine, o relație fără încredere în terapie e zero. Nu o să faci nimic. E predispusă eșecului. Da, așa e. Da. Sunt clienți care vin după ce au mai fost și în alte cabinete și... În acele cabinete uneori încrederea a fost pusă la îndoială și în acele cabinete ei nu s-au simțit suficient de confortabili. Unii care ne caută pe alt cineva, sunt într-o postură destul de favorabilă, în sensul că insistă în a-și rezolva acele disfuncții de care vorbeam. Mai dureros e în cazul celor care eșuează vis-a-vis de această situație de rezolvare a propriilor probleme, tocmai datorită neîncrederii. Cum îi abordezi pe cei care au parcurs un traseu de căutare a terapeutului potrivit? Și de ce se ajunge aici, oare? Într-adevăr, pot să zic că peste 90% din pacienții pe care îi am au mai fost înainte la terapie. Și aproape toți au venit prin recomandări, de atunci știu un pic la ce să se aștepte și tot timpul întreb persoana care îi recomandă sau mă recomandă pe mine, au mai făcut sau nu terapie înainte. E un aspect care mă interesează mereu. De ce? Pentru că știu că ei vin cu o experiență în spate. Și atunci primul lucru pe care îl spun când ne întâlnim este: apreciez foarte mult curajul pe care îl ai să dai o șansă terapiei încă o dată și îți mulțumesc că ai ales să ai încredere în mine să fiu alături de tine în procesul ăsta. Și văd o mirare atât de mare pe fața lor, pentru că nu se așteaptă ca eu să-ți mulțumesc ție că ai venit să fiu alături de tine. Ce mă doare și recunosc că este o durere pe care o simt, este faptul că mulți terapeuți nu înțeleg sau poate uită sau poate, bun, sunt zile în care nu pot să acord atenție acestui aspect, de cât curaj e nevoie să ajungi în punctul în care să accepți că ești într-o situație în care nu ești bine și apoi cât curaj e nevoie doar să-ți faci programarea aia, pe lângă să te și duci și participi la ea, e nevoie de foarte mult curaj și să nu valideze asta, să nu arăți că vezi asta, să nu susții aspectul ăsta, mi se pare prima greșeală. Acolo ai prima șansă de a crea relația. Primul pod este acolo. Legat de întrebarea pe care mi-ai spus-o, de ce cred că se ajunge aici, un aspect, sunt două pe care până acum le-am observat, un aspect este acesta cu relația. Cred încă că unii terapeuți nu înțeleg cât de importantă este relația și nu dau timpul fiecărui pacient să-l vadă, să-i vadă identitatea, să-și creeze propria relație cu acel om. Nu am terapia de la ora 2, am terapie cu X. X e o persoană, o cunosc și să-mi fac propria mea relație cu X, de terapie, din nou, relație terapeutică. Și a doua, cred că le lipsește un pic flexibilitatea. Într-adevăr, este un domeniu, psihologia, unde e nevoie să-ți asumi niște riscuri. E nevoie foarte mult să studiezi singur și să te lași să fii influențat de mai multe zone. Și aici vorbim și de abordări psihologice diferite, dar și de alte arii. Filozofie, religie, sociologie. Să te lași să-ți iei influențe din toate zonele, ca mai apoi să o folosești în terapie. Iar eu, din ce am văzut personal, sunt mulți, mulți psihologi care aleg să închidă această flexibilitate. Se închid într-un curent. Se închid în curentul foarte bine, de zis, formare, da. Exact, în curentul de formare. Bază. Așa da. Este. Și la ce probleme, la situațiile cu care acum ne confruntăm în terapie, nu te mai ajută doar curentul ăla. E nevoie să îl dezvolți și să te mulezi pe ceea ce ai în fața ta. Deci de acolo și din feedback-ul pacienților, acolo am observat
că era problema. Spunea, ok, simțeam că nu mă înțelege, simțeam că nu discutăm despre ce simt eu, că e important pentru mine și tu ai venit, trebuie să Da. discutăm despre ce simți tu că te doare. Cam aceste două aspecte le-am Da. observat. Probabil că ar fi necesar ca acei psihologi să parcurgă la rândul lor niște supervizări, intervizări sau niște cursuri în care să-și modifice puțin perspectiva. Noi foarte mult promovăm flexibilitatea, nu? Se zice că dovada sănătății psihice e chiar flexibilitatea și că inflexibilitatea va predispune la suferință emoțională, cel puțin. Și atunci rigiditatea terapeutului poate fi chiar un semn că el încă nu e pregătit să ajute pe altul, Așa este, nu? nu e pregătit pentru anumite situații cu care se confruntă. Și nu este nimic. Cu toții suntem în momentul de prima oară. Da. Prima oară cu un anumit caz, prima oară. Și nu este nicio problemă să nu știm. Problema apare în momentul în care nu ne interesează să aflăm. Da. Nu când nu știm. Da. E o carte splendidă pe care cred că ai citit-o când terapeuții eșuează. Da. E foarte important să își asume și limitele și să facă ceva pentru că altfel cei care suferă în mod real sunt chiar clienții, nu? Așa este. Știu că de fiecare dată când închei o sesiune de terapie, tot timpul, indiferent cât de bine simt eu, pacientul, indiferent cât feedback mi-a dat pe parcursul terapiei, îl întreb cum te simți. Da, Am feedback. nevoie să știu înainte să închei că tu ești bine în momentul în care pleci de aici. Și dacă văd că nu ești bine, mai mi-a loc un pic de timp până ești bine în momentul în care pleci. Am nevoie să știu când pleci de aici că pleci împăcat, că pleci dintr-un loc de siguranță, ca să poți să te întorci. Da, e o profesie cu foarte mare responsabilitate și pe care cred că nu o poate face oricine, chiar dacă are studiile complete și toate diplomele la purtător. Așa este, Nu? așa Cum este. ar trebui să fie un psiholog care să poată să funcționeze optim în condițiile anului 2022, România? Cred că tocmai ce am zis cuvântul mai devreme, flexibil, flexibil, deschis, flexibil și deschis. Eu recunosc că un aspect care mă ajută foarte mult în continuare este să găsesc mereu lucruri care să mă inspire. Nu trece o săptămână în care să nu mă uit la ceva care să mă inspire, la un om care mă inspiră să-l ascult, să citesc un articol, să citesc o carte, să mă uit la un discurs, să mă uit la un TED Talk, să mă uit la o clasă de masterclass și să găsesc, chiar dacă sunt teme pe care le știu, nu e nimic nou, găsesc o idee care mă inspiră, găsesc ceva care mă face să vreau să dau înapoi, mă face să ofer înapoi, care mă face să vreau să explorez mai mult în zona respectivă. Sentimentul că știi suficient o Deja să o te problemă. blocheze și o problemă. Că Da. știu că orice vine, o pot să mă ocup de asta, acolo mi se pare că deja intervine rigiditatea. Da, și autosuficiența extrem de Da. dăunătoare. Așa e. Dezvoltarea personală a psihoterapeutului e o condiție fundamentală, cu certitudine. Și adaptarea la ceea ce oferă fiecare moment al vieții noastre. Uite, și mă gândesc acum la faptul că tu ești într-un grup de suport pentru refugiații din Ucraina. Da. De când, cum, ce se întâmplă acolo? Am fost ca să pun un pic de istoric Te să rog, aibă sigur. sens, am fost într-un grup de suport atunci când a apărut toată situația, toată pandemia și când a apărut Da. și COVID-ul mai puternic, pentru suport pentru cadre medicale. Am fost 100 de psihologi sub îndrumarea domnului profesor la București, Ion Duvac. El a creat și acest grup, ne-a rugat să ajutăm, am zis ok și s-a creat și acest grup pentru Ucraina. Prima oară te gândești că nu mai am resurse, nu mai am resurse să pot să ajut și aici, după aceea orice resursă, că vorbim de o oră, de o jumătate de oră pe care o ai disponibilă și îți dorești, pentru că asta stă în spate, dacă Da. îți dorești,
poți să o folosești pentru asta. M-am gândit foarte mult și am zis ok, o să intervin și eu. Este o platformă care a fost creată tot de către dânsul, unde îți faci profilul și acolo pui limba pe care o vorbești și oamenii se pot programa la orele pe care tu le ai deschise. Eram în temă cu ce se întâmplă dinainte, din punct de vedere politic, și atunci mă așteptam, cam știam la ce să mă aștept din punct de vedere al pacienților. Au fost zile în care aveam terapie după oamenii cu care lucram eu deja, de la 11 seara, 12 la 1 noaptea, 2 noaptea, când stăteam și lucram cu ei, era când aveam după amieze libere și puteam să lucrez cu ei. E solicitant. Cred că exact în grupul, în genul acesta de grup de suport, e nevoie de flexibilitate cel mai mare și să ieși un pic din ceea ce ești tu obișnuit să faci în terapie, pentru că aici nu intri cu un plan. Da. Nu poți să intri cu ceva pe termen lung, ci ce ai tu nevoie în momentul ăsta. Ai nevoie să te descarci? Ok, sunt aici și pot să te ajut să îți ghidezi modul în care te descarci, încât să te și ajute. Ai nevoie să auzi ceva din partea mea, ai nevoie doar să ți liniștești anxietatea, ai nevoie doar de să-ți validezi speranța. Nevoia ta, eu încerc să mă înclin după ea. Deci aici s-a văzut, da, cel mai tare nevoia de flexibilitate și s-a văzut și în terapeuții care duceau cele mai multe ore versus care nu. Exact. E nevoie și de o rezistență fizică și de o rezistență psihică la cel care face terapie. Da. Mai ales că mă gândesc că au fost și cazuri de stres traumatic și tulburări, da, de adaptare, că au ajuns într-un mediu unde e complet, da, necunoscută și limba și natura și tot ce înseamnă societatea românească versus locul de unde veneau ei. Am lucrat și cu cei care au ajuns în România și cu cei din Ucraina, pentru că era, deci, pe platformă și era, și. Erau, exact, și persoane chiar din Ucraina. Chiar din Ucraina. Care au rămas în zonele acolo de conflict. Da. Nu era atât de mare frica pe ceea ce se întâmplă, ei având în spate un istoric și mai multe tensiuni. Da. Era... Simțeam că trăiesc un, eu simțeam că ei trăiesc un doliu înainte ca el să se întâmple. Se pregăteau într-un fel pentru asta. Era o supărare, simțeam furie multă. Și la un moment dat, când au văzut că lucrurile se amplifică și situația este din ce în ce mai serioasă, a început să intervină și frica, și ce fac acum și unde mă duc și ce o să se întâmple. Dar mai puțin vizibile decât ne imaginăm noi. Dar era acolo și ajuta foarte mult. Și faptul că aveau o conexiune să li se transmită cum se vede din afară situația lor, că nu sunt singuri, că nu sunt lăsați singuri, că aici pot să-și primească un sprijin, că țările au auzit, că îi susțin și lucrul acesta îi liniștea pe foarte mulți, că nu suntem singuri. Deci nu am rămas noi izolați aici și cât rezistăm noi bine, cât nu... Da, nu toate variabilele puteau fi luate în considerare, tocmai fiindcă erau închiși în zona aceea, nu? Exact, da. Și au fost și persoane care au fost refugiate la noi, nu? În situația de a apela la acest grup, mă gândesc. Da, au fost persoane care au venit cu statut de refugiat, cu cei cu care am reușit eu să interacționez, nu au stat, au fost în tranzit și atunci am avut o ședință cu unii, poate două cu alții, dar mai mult a fost, nici nu știu dacă a fost o terapie sau un ghidaj. Am înțeles. Deci pentru cei care deja ajungeau aici, erau, cu care eu am lucrat, erau în partea de tranziție și nu stăteau atât de mult să gândească că am nevoie de un suport. Cred că erau foarte focusați pe rezolvarea problemei și așa pe este, da, urmarea, exact, ei pas cu pas. Exact, ce e nevoie să fac acum. Aveau și ținte clare, aveau că majoritatea cred că aveau rude unde să meargă în sănătate. Aveau ținte, nu? Clare, da. Și atunci pe ei interesa mai mult partea asta și de birocrație, ce trebuie să fac, de unde să-mi fac rost de actele astea, unde pot să primesc suportul ăsta. Cum... Și au fost într-adevăr foarte șocați când au văzut inclusiv că s-au făcut acte în ucraineană ca ei să, în engleză, în română, și ca ei să poată să le folosească, că s-au renunțat la multe restricții, ca ei să poată să le fie mult mai ușor lor să treacă prin toate procedurile, să ajungă unde au nevoie. Din punctul ăsta de vedere,
a fost un șoc pozitiv pentru ei când a venit, dar din nou, cum ai zis și tu, ei erau foarte focusați pe rezolvarea problemei și aș atinge obiectivul pe care îl aveau. Eu personal n-am intrat în contact cu, din punct de vedere terapeutic, cu ucrainieni care au ales să rămână, doar cu cei de peste graniță. Da. În ceea ce scrii tu și postezi pe blogul tău, blogul Xeniei Marc, vi-l recomand, am citit o analiză extrem de matură și extrem de realistă și rațională vis-a-vis de tot fenomenul acesta al războiului din Ucraina și modul în care noi ne-am raportat. Da. Și ai surprins și aspecte ce țin de profilul poporului român, de faptul că au fost activate anumite calități care erau într-o stare latentă. Așa e. Niște trăsături care erau într-o stare latentă și situația aceasta de criză le-a pus în mișcare. Așa e. Aș vrea să ne spui și nouă, să spui și celor care ne ascultă câte ceva în legătură cu această analiză pe care ai făcut-o. Poate că era interesant chiar să te invităm să ne citești puțin din acel articol splendid de pe blogul Xenia Marc. Să răspund la prima întrebare. Într-adevăr a venit această perioadă fix după pandemie, după 2 ani în care din nou s-a schimbat normalul, da, fiecăruia dintre noi. Și partea instinctivă a fost prima care a reacționat, în care fiecare ne-am gândit la noi. A fost o perioadă dezamăgitoare pentru multe persoane, inclusiv pentru mine, când am văzut cum reacționau oamenii în perioada respectivă, mai ales la început. Și mă gândeam că n-o să revenim, poate, la trăsăturile care eu știam că ne definesc. Ca oameni în primul rând, înainte de orice naționalitate avem, ca oameni și apoi ca țară, ca și comunitate, ca societate în care trăim. Când am aflat de ceea ce se întâmplă în Ucraina, a început să fie destul de viral și toată lumea să audă, m-a emoționat, m-a șocat, din nou, într-un mod pozitiv, mișcarea pe care am văzut-o din partea oamenilor de rând, timp în care și autoritățile aveau nevoie de timp ca să poată să facă toate demersurile pe care astăzi le vedem că se întâmplă, dar oameni simpli care au ales să pună pe pauză frica lor și nevoile lor pentru a fi alături de oameni pe care nu-i cunosc, dar ce au în comun este faptul că sunt oameni. Iar lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar, pentru că mereu am ales să cred că asta nu se asta pierde. Asta a fost expresia care mi-a plăcut cel mai mult din articol, din acea scriere a ta. Am ales să cred. Am ales să cred, da. Da, m-a impresionat foarte mult și mi-a și rămas așa. Da, am ales să cred clar. Că nu, în tot timpul și în timpul administrativ, eu încă cred că acolo undeva, în adâncul nostru, noi avem trăsătura asta. N-am avut, poate, mediul și ocazia să o arătăm, dar mereu am crezut. Și când am discuții cu oameni care blamează societatea sau pe noi ca și națiune, oameni români mă refer, tot timpul le spun, eu încă cred, eu încă cred că nu e așa. Pentru că am văzut în jurul meu și acum s-a văzut la un nivel mult mai mare, trăsăturile care ne definesc, de fapt. Da, în situații de criză ne dezvăluim și ca oameni și ca popor. Ideea e că această epidemie de ajutor, cum ai zis tu, a venit atât de firesc și fără nicio presiune și nicio solicitare din partea cuiva. Tocmai, faptul că a venit autentic. De-aia e autentică, nu? Da, și natural. Și a venit fără nicio așteptare în spate. A venit pur de la un om spre un om. Ce mi-ar fi plăcut să văd mai mult, în schimb, este media să fie mult mai prezentă exact în zona asta. Pentru că cred că media și în pandemie a avut un rol pe care unii și l-au dus la capăt, unii nu, în care subliniau doar aspectele negative și creau această ruptură între oameni. Și acum mi-aș dori mai mult să-i văd implicați tocmai prin a arăta trăsăturile
pe care le avem, să sublinieze partea pozitivă și, cum spuneai și tu, gesturile oamenilor care au venit natural, da, decât tot instigarea la frică, la anxietate, la... Astea nu pleacă, fricile le avem în noi, anxietatea nu dispare. Dar faptul că pentru un moment, pentru un minut, pentru o zi, pentru o săptămână, ai putut să te gândești la nevoia altuia, asta mi se pare extraordinar. Da, și tot în articolul acela, Glonț împotriva râsului, scrie și era dezamăgită, scriind că s-a pierdut ceva în relația dintre români și România. Da, așa este. Asta este o trăsătură care încă o simt când vorbesc despre ea. În timp ce văd români și văd oameni, pentru că suntem oameni, îmi place cuvântul ăsta atât de mult, care se îndreaptă spre oameni, se apleacă spre nevoile lor și le întind o mână, chiar dacă unii poate rămân cu mâna întinsă, nu o trag, rămân cu ea întinsă, că poate cineva are nevoie de ea, văd o altă parte care nu rezonează neapărat, care în continuare aleg să blameze, aleg să nu vadă lucrurile acestea, dacă le văd să găsească ceva negativ de spus legat de ele. Și mi-aduc aminte acum din articol când spuneam că văd români care apreciază anumite calități pe care și noi le avem, dar le apreciază doar la alte popoare și în momentul în care e vorba de poporul nostru sau de noi, găsesc câte explicație că la noi nu e autentic și nu e natural, la noi e pentru că avem alt scop în spate, asta este dezamăgitor. De ce ți este greu să zici ceva de bine și de locul în care ești? De ce e greșit să faci asta? De ce poți să vorbești de bine de un alt loc unde nu te leagă nimic, în afară de niște ipoteze, scenarii și imaginații pe care le ai, dar de locul pe care îl cunoști atât de bine și unde trăiești și unde ai valorile și unde ai rădăcinile, nu poți să accepți că sunt și lucruri bune. Am spus, sunt și lucruri bune. Sigur că da, întotdeauna sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Nu, o evaluare global negativă în sine e irațională și greșită. Da. Probabil că și identificarea aceasta a unor problematici ne va ajuta, pentru că e nevoie să ne dezvoltăm în zona aceea ca popor. Da. Până la urmă. Xenia, ce mai scrii în afară de analize de psihologie socială? Încerc să mă duc înapoi pe partea de articole. Într-adevăr, în ultima perioadă, cum am fost foarte mult cu terapiile, nu am mai fost atât de prezentă pe blog, dar simțeam că am nevoie de articolul ăsta. M-am abținut până să-l postez și l-am scris. O să continui pe blog, pe partea de articole. Mi-ar plăcea să continui categoria de gândurile unui psiholog, unde da, sunt articole din spatele conștientului, sau spatele a ceea ce văd ceilalți despre un psiholog, gândurile pe care le ai în terapie, ceea ce simți în urma unei terapii, în timpul terapiei, înainte de terapie, pentru că mulți văd psihologii poate diferit decât sunt de fapt, distorsionat. Da. Și în același timp gândesc și un proiect mai mare, o carte pe domeniu, dar încă nu ne este foarte structurat ca să pot să ți-o prezint. Sigur că nu ne supărăm că nu ne-o prezinți încă și nu e încă foarte structurat, dar ne bucură foarte mult că există proiectul și că lucrezi la el, că un proiect odată gândit deja te obligă, te îndeamnă, da, nu? Așa e, odată ce ai gândul, exact, nu-ți permiți să-l mai eviți. Dacă l-am, trebuie să încep să văd cu ce încep, cu ce pași încep în direcția lui. Da, sigur, și din ce ne-ai zis, din puținul pe care ni l-ai dezvăluit, va fi utilă atât psihologilor cât și celor care vor să ajungă la psiholog, pentru a da, înțelege că e o relație acolo și e bine să știi că e un om care are și el gânduri, frământări, preocupări, o disponibilitate uriașă către ceilalți oameni și o nevoie nu numai de a înțelege, dar și de a-i ajuta. Da, asta am și doresc. De a ajuta pe ceilalți. Să vadă persoanele care vin în terapie că sunt oameni în fața lor din nou, da, și psihologii, dacă ajung să citească articolele,
să nu le fie frică să arate că sunt oameni și să nu le fie frică să fie umani și să nu le fie frică să fie amuzanți dacă este momentul de a fi amuzant și să dezvăluie din o parte din ei dacă simte că ajută în momentul la dezvăluirea, să nu le fie frică să creeze podul respectiv. Da. Pentru că nu, limitele o să fie în continuare acolo, respectul o să fie în continuare acolo, dar prezența pacientului și progresul se vor întâmpla mult mai repede. Da. Xenia, îți mulțumim foarte mult că ai fost prezentă azi și aș vrea să aruncăm așa ideea către telespectatorii noștri. Tu vei mai veni și în următoarea emisiune chiar am plănuit deja un subiect pe care îl vom dezvolta și care va avea legătură cu psihologia copilului, cu intervenții și o abordare complexă și adecvată și foarte constructivă în astfel de situații în care copiii sunt clienții psihologului. Da. Sigur că odată ideea lansată, pot să ne și scrie dacă au întrebări cei care ne văd sau preocupări în acest sens, pentru că atunci discuția va fi și mai eficientă pentru ceea ce urmăresc ei. Orice întrebare este, îmi place foarte mult să răspund la ele și să clarificăm acolo unde e nevoie de un răspuns, cu cel mai mare drag. Xenia Mar, psiholog și scriitor, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Dragi telespectatori, vă invit să urmăriți pagina blog Xenia Mar și să ne revedem cu bine. Îți mulțumesc mult, Xenia. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mult drag. La revedere!